Cartea Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și noi uităm. Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelie de Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Aceea s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Viteza și care avea 5 prizboare. În aceste prizboare zăcea mulțime multe de bolnavi, porci și ochi uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa, și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos. Ori de ce boală era cuprins. Slavă ție, Doamne, slavă ție.